a arhitecturii transilvane, a stilului Art Nouveau, mai exact stilul secesion. Și a fost o suită de evenimente, a marcat timp de două luni acest important eveniment. Spectacole, filme, întâlniri, conferințe și cu această ocazie ne-am gândit, chiar noi am cerut Consiliului Județean să ne permită ca elevii noștri să imortalizeze palatul, așa cum îl văd ei la cei 100 de ani și am zis că a fost o idee inspirată pentru că multe, deși palatul cu siguranță este fotografiat de mulți fotografi, totuși cred că și elevii noștri, conduși de profesorul lor, Cezar Buliga, au adus ceva nou. Unele din lucrări, vedeți, sunt adevărate compoziții. Deci, sperăm că să vă placă. Mulțumesc!